Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Iubită familia îndurerată, familia Roman, sora Camelia, Robert, Mateo, Alessio, Lucas, Eliza, Marco, Elias și Otniel, dorim din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. De partea Bisericii Philadelphia Mansuie, pe care o păstoresc, vă transmit condoleanțele noastre, suntem alături de voi și ne rugăm în continuare pentru voi. mângherea Domnului să fie peste inimile voastre. Nu putem pretinde că vă înțelegem pe deplin durerea, nu putem afirma că știm exact prin ceea ce treceți. Pentru că fiecare persoană este unică, fiecare familie este unică și. Consider că și fiecare mormântare este unică. Însă suntem alături de voi și vrem să fim o încurajare. Sunt cuvinte care nu pot exprima întotdeauna suficient de bine ceea ce simțim. Sunt situații în care cuvintele parcă se ascund, înțelegând că nu pot să exprimem de ajuns imensitatea durerii și a tumultului gândurilor și emoțiilor noastre nu vrem să vă aducem cuvinte de prisos, superficiale sau de circumstanță, însă vrem să vă aducem cuvinte ale credinței care să vă inspire speranța, mângâierea și alinul pe care Scriptura îl poate da. Pe fratele Romică l-am cunoscut practic de întotdeauna, pentru că ne-am născut aproape ca zile, câteva luni diferență. Ne-am născut aproape ca loc în România, la câțiva kilometri distanță. Am trăit mereu aproape, fie la Roma, fie aici, la Pordenone. Am slujit de multe ori împreună, ne-am bucurat de slujirea lui în Biserica Filadelfia Mansuie, ori de câte ori ne vizita și am apreciat conștiinciozitatea cu care îl slujea pe Domnul. În biserica noastră a avut rude, prieteni și ceea ce îl face cumva și de al nostru. În această zi, mesajul pe care l am privește spre ceva ce ar trebui să aibă fiecare om. Lucrul cel mai de valoare pe care îl poate avea un om, și anume credința. Ceea ce contează în viața un om este credința pentru că. Credința te pune în relație cu Dumnezeu. Nu te poți apropia de Dumnezeu dacă nu ai credință. Viața ta nu are sens dacă nu există credință. Viitorul nostru nu e viitor dacă nu avem credință. Și fratele Romic a profesat această credință, dar nu orice credință. Credința în Dumnezeu, credința care duce la mântuire și credința care privește dincolo. Credința care privește dincolo. De aceea, mesajul meu scurt din această zi este tocmai acesta. Credința care privește dincolo. Credința care privește dincolo de viața aceasta. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 19, face o afirmație care ar trebui să ne motiveze în această zi să căutăm credința, credința adevărată, spunea Pavel. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în, în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Credința nu e despre viața asta. Credința nu e despre vindecarea de bolile trupului. Credința nu e despre soluțiile la problemele din viața aceasta. Credința este pentru o viață care trece dincolo de viața aceasta. De aceea noi credem în viața de dincolo. Dincolo de mormânt, dincolo de moarte, dincolo de lacrim, Într-o viață de dincolo. Pentru că credința adevărată privește dincolo de viața aceasta. Apoi, credința care privește dincolo este o credință care privește dincolo de lumea aceasta. Evrei, capitolul 11, la versetul 13, în continuare. Mi se arată acolo, în galeria aceasta credințe, în toate imaginile Vechiului Testament, mai multe imagini, dar la un moment dat autorul trebuie, trebuie să facă cumva o recapitulare, un rezumat la ceea ce a spus și la un moment dat spune, în credință au murit toți aceștia. Știu că poate unii se întreabă, dar dacă a crezut sau dacă am crezut sau dacă a avut credință, de ce a murit? În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii, dincolo de lumea aceasta. Dacă ar fi avut o vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar doreau o patrie mai bună. Adică o patrie cerească, dincolo de cer. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Noi credem. Credem în lumea de dincolo. Dincolo de nori, dincolo de cer, dincolo de pământul acesta. Credința noastră este o credință nu doar pentru viața aceasta, și nu doar pentru lumea aceasta. Dacă ar fi doar pentru viața asta, am fi cei mai nenorociți. Am fi ca niște oameni care nu au nădejde, nu au speranță. Dar credința noastră e o credință care privește dincolo de viața aceasta și dincolo de lumea aceasta. În al treilea rând, credința aceasta privește dincolo de trupul acesta. Tot întâi Corinteni, capitolul 15, de la versetul 40, Apostolul Pavel vorbește despre înviere. Și la un moment dat spunea în versetul 40 din 1 Corinteni, capitolul 15: Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Trupul acesta, carnea și sângele, nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Credința noastră privește dincolo de trupul acesta. Iată ce vă spun, e o taină, spunea el, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde îți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul Isus Hristos. Pentru că noi avem o credință care privește dincolo de trupul acesta, care este afectat de boli, de tot felul de neputințe, de tot felul de limite pe care le aveam. Să credința noastră e o credință care privește dincolo de viața aceasta, dincolo de lumea aceasta și dincolo de trupul acesta. Existența noastră pământească este limitată și limitele acestea se regăsesc în cele trei mari dimensiuni în care noi trăim. Cele trei mari dimensiuni ale vieții noastre pământești: materie, spațiu și timp. De aceea credința noastră privește dincolo de ele. Dincolo de materie, de trupul acesta care este muritor, dincolo de spațiu, de lumea aceasta care este care va fi distrusă, dincolo de timp, de viața aceasta care este trecătoare. Dumnezeu este transcendent, adică el trece dincolo Dincolo de natura noastră, dincolo de Universul nostru, dincolo de aceste limite, dincolo de materie, dincolo de spațiu și dincolo de timp. De aceea și credința noastră trece dincolo de ele. Pentru că acolo îl vom întâlni pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este și în afara spațiului, și în afara timpului, și în afara materiei. De aceea și credința noastră este o credință ancorată, nu în ceea ce vedem. De fapt, definiția credinței din Evrei 11, atât de simplu, atât de frumos, era definită acolo de Apostolul Pavel. Credința este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, nu sunt accesibile ochilor noștri care nu aparțin lumii noastre, care nu aparțin vieții noastre și care nu aparțin trupului nostru fizic. Este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, dar este totodată o încredere neclintită în lucrurile nădăjluite, în speranța pe care o avem, în nădejdea pe care o avem. Și vreau să recitesc încă o dată 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13, pasaj care tocmai a fost citit, dar vreau în lumina ceea ce am spus să putem să ne mângâiem, să ne întărim, să ne încurajăm unii pe alții. Nu voi, în fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Și creștinii plâng, dar creștinii plâng cu nădejde, au nădejde, se așteaptă că într-o zi, dincolo de moartea aceasta, dincolo de viața aceasta, dincolo de lumea aceasta, ne vom întâlni să fim împreună cu Domnul. Iată, într-adevăr, spunea el în următorul verset, căci dacă credem, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au dormit în el. De aceea astăzi trebuie să avem credința care privește dincolo. Dacă credem. Dacă credem în învierea lui Isus, trebuie să credem la aceeași măsură și în învierea fratului Romica. Și credem la aceeași măsură și în învierea noastră când noi vom fi plecați. Și credem că într-o zi vom fi pururea cu Domnul. Iată într-adevăr ce spunea ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va cobori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți, toți împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mă înviați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte, cuvinte ale speranței, cuvinte ale credinței, cuvinte ale Scripturii, Mă rog astăzi ca și voi să aveți pe deplină în inima această credință care privește dincolo. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu în chinare plăcută cu evlavie și cu frică. Iubită familie roman, Dumnezeu în ziua aceasta să vă mărească această credință care privește dincolo. Care privește dincolo de 24 iulie 2024, care privește dincolo de lacrimile văzute sau ascunse, care privește dincolo de lipsuri sau de necazuri. O credință care privește dincolo de singurătate sau de tristețe. O credință care privește dincolo de confuzii sau de dezamăgiri. O credință care privește dincolo de poveri sau de neputințe. Credința care privește dincolo. Aceasta trebuie să purtați mereu în inima voastră. Cu gândul acesta să vă mângâiați mereu. Fratele Romica a trecut dincolo. El n-a încetat să existe. El continuă existența, mai viu ca oricând, doar că a trecut dincolo. Și noi cu credința noastră trebuie să privim spre acel dincolo așteptând ca într-o zi noi să mergem la El și noi toți să fim împreună cu Domnul. Cu mângâierea aceasta să rămânem fiecare dintre noi în această zi și binecuvântarea Domnului să fie în continuare peste fiecare dintre noi. Acum în încheiere doar un anunț scurt aș vrea să-l fac. Împreună cu fratele Onisim ne-am consultat și e bine să fim alături. Noi știm că religia adevărată nu este legată de forme de închinare, ci de forme practice, concrete de slujire și să fim un ajutor pentru cei din jur. Obișnuim, noi în România obișnuim ca totdeauna la astfel de evenimente să facem o coletă, dând posibilitatea celor care sunt aici să Sprijine, să susțină, într-un fel. Am făcut-o și online, și în alte modalități, dar astăzi e o posibilitate pe care o acordăm fiecare dintre noi, de aceea o cântare în comun. Frații de la ordine vor trece și eu o coletă benevolă, nu este nicio obligație pentru nimeni, dar vrem să fim alături de această familie. Apoi, surorile Iacoban vor cânta, domnul, o cântare. Și noi toți vom lăuda pe domnul, mulțumind, anticipat, mulțumind celor care au contribuit deja până aici și care vor fi în continuare sprijin pentru această familie. Dumnezeu, să vă binecuvinteze pe fiecare. Amin!